Scandal de proporții în Iași, un fost angajat al SRI, actual ofițer în cadrul Serviciului de Operațiuni Speciale, este acuzat de DIICOT că s-a transformat în proxenet. El împreună cu doi indivizi au fost arestați aseară de Curtea de Apel Iași, ar fi racolat minore pe care le-ar fi obligat apoi să se prostitueze. Colega mea, Georgiana Murgila, are însă mai multe informații pentru noi. Bună ziua, Georgiana, explică-ne puțin, te rog, ce făcea mai exact domnul acesta angajat la Ministerul de Interne? Bună ziua, Mihaela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Fostul ofițer SRI își punea la dispoziție apartamentul pentru întâlnirile dintre prostituate și clienți. Fiecare scortă de lux primea cel puțin 50 de euro de la fiecare client, iar o parte îi revenea și fostului ofițer SRI. Bărbatul de 45 de ani a fost aproape sigur că nimeni nu-l va dea în vileac și nimeni nu-l va prinde prin natura meseriei sale. El lucrează în prezent la un serviciu din cadrul IGPR, astfel încât era sigur că nu va fi prins, pentru că el este cel care ascultă telefoanele de obicei și cel care organizează filaje în ceea ce privește infractorii. Însă ceea ce l-a dat în vileag este că nu a lucrat singur. Alți doi indivizi racolau prostituatele și apoi le obligau să se prostitueze și chiar le găseau clienți. Astfel încât soția unuia dintre indivizi este cea care a divulgat relația dintre cei doi și fostul ofițer SRI. În prezent acesta, dar și ceilalți doi, sunt arestați preventiv pentru 29 de zile.